Avem o gașcă extraordinară care urmează să intre la matinal și popular. Doamnelor și domnilor, la porțile succesului se află prietenii noștri dragi cu foarte multă încredere în sine. Așadar vreau să le spunem bună dimineața tuturor. Gazi de Mirel, Cristina și Daniel Trifu. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Daniel, bună dimineața! Ce frumos, ce frumos! Tony Sachs! Bună dimineața, bună dimineața! Da, abia am venit din Turcia două zile. Așa? Și sunt obosit puțin. Dar de ce? Dar ce ai făcut în Turcia? De dar așa Turcia obosește? Ce am făcut? Eu mereu când sunt liber plec în Turcia. De ce plec în Turcia? Pentru că mi-e dur de că tradiție. Nu știu, de mâncare, de plimbare, de alea. Dar în afară de asta, am și prieten care îl duc pe ei acolo pentru control de sănătate și așa mai departe. Chiar am fost cu domnul Cocoș Mancusa din Constanța și cu familia lui. A fost niște zile cu ei împreună foarte frumos. Am avut timp de mine, să zic, și am avut timp de oameni care au suflet. Ce face Gazi de Mirel când are timp pentru el? Cânt. Ai făcut piese noi? Am trei, acum îl fac videoclip, săptămâna viitoare plec în Turcia, îl fac videoclip și mă pregătesc pentru ziua mea, pentru 1 noiembrie. Și o să vin la voi. Aveai de 1 noiembrie, de ziua ta, festivaluri mari. Eu știi cum, fiecare an, în afară de timpul pandemiei, am făcut gala. Gala, bravo! Vine 200-300 de persoane, dar acum nu știu dacă permite așa. 2-3 persoane. Da. Doar no, cu atâta se reduce. În platoul nostru. Spuneți că plecați în Turcia, nu de alta, dar poate încăpem și noi acolo un bagaj. N-ai nevoie de o fată frumoasă în videoclipul da, tău? Da, da. Gata. Da. Da. Uite, da. Mai ai încă una. Cristiana, bună dimineața, Cristiana, și bine ai revenit, Cristiana. Radu, doamnelor și domnilor, foarte bine arăți. Proiecte ceva, astăzi am înțeles că o să avem parte și de un moment solo extraordinar. Bună dimineața, îmi pare bine să fiu din nou alături de dumneavoastră. Eu nu am fost în Turcia, am rămas aici și da, m-am pregătit. Niciodată nu te-a luat în Turcia? Nu dă din casă. Nu dă din casă. Nu. E, doamnelor și domnilor, eu zic să mergem cu toții un pic în Turcia. Și muzică, pentru că îl avem pe Gazi de Mirel. Dansın bir sultanısın, rakkasa gidem. Alına sağlığına gelirsin, kıvrak ince şık bellisin. Dansın bir sultanısın, rakkasa gidem. Thank you.
Rakka sadide Alna sağına gelirsin Kıvrak ince şık bellisin Dansın bir sultanısın Rakka sadide și domnilor, și Cristiana Radu. Fırtınam dinmez
Cristiana Radu, doamnelor și domnilor, un dans oriental foarte frumos și foarte bine executat, spre deliciul tuturor telespectatorilor. Nu telespectatoarelor. Și al spectatorilor, pentru că s-a făcut liniște în platou, doamnelor și domnilor. Când vorbim de muzică orientală și de ritmurile orientale, am vrut să-l povestesc, de fapt, cum este în pace cu corpul ea și cum face mișcare de la ritmul. În România există multe dansatoare, dar n-are legătură cu dansul oriental. Adică trebuie să facem mari diferențe. De exemplu, este niște oameni care încearcă să danseze sirtaki de greci, da, dar nu du gustul ăla care trebuie. Și la dansul oriental, adică în România, cred că vreo 6 fete este care știe să danseze de la muzică. Ai spus foarte frumos să fii în pace cu tine. Corect. Un lucru foarte important, da, să fii în pace cu tine și atunci cred că totul merge bine. Ești în pace cu tine? Ai frustrări? Mie îl întreb sau... De tine, de tine, pe tine, gazi de tine îl te întreb. Uite, de exemplu, de 6 ore a schimbat ritmurile. Ați aflat, pentru că și voi sunteți artiști, sunteți muzicanți. De 6 ore a schimbat ritmurile. N-a făcut nici la unul fals. Asta înseamnă, pentru că ea trăiește momentul. Eu când trăiesc, voi așa. Adică nu facem asta numai pentru comercial, să câștigăm bani. Eu trăiesc. Este o trăire pe care tu ai și în această perioadă ai trăit și bucuria vieții tale, pentru că fetița ta a împlinit 4 ani. Să-ți trăiască la mulți ani. Mulțumesc la frumos, ani. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc, iar a împlinit 4 ani. A venit din jurul ea tot prieteni, am lăsat pe ei, pentru că e ziua ea, trebuie ea face distracții cum vrea și a fost foarte fericită, a primit 3 torturi. Și am mâncat din fiecare. A fost foarte ok, foarte frumos. Mulțumesc frumos. Cum este, Gazi, să vezi așa că crește fetița ta, că se bucură de copilărie, că pe voi, pe tine și pe soția ta, vă împlinește, sufletește? Creștere copii, spune la noi îmbătrânim, știi? Adică... Așa observăm că îmbătrânim noi în timp ce ne cresc copiii. Cu siguranță. Am înțeles. Când crește copilul, începe dorința lor mai multe, atunci nu ne gândim la noi, ne gândim pentru copii. Eu, sincer, în ultima 7-8 ani, așa mă simt. Nu mă simt bătrân, dar mă simt responsabil în primul loc, trebuie să fii copii. Și auzi, fac toate planurile mele pentru ei. Ca părinte, așa, nu te simți un pic frustrat sau complexat că poate că te lași pe ultimul copilul, loc? Nu, că poate copilul mai târziu își va dori, nu știu, cea mai tare mașină, 5, nu știu, cele mai tari haine, da, poate cea mai tare vilă. Depinde, sau... depinde, e vorba voastră aici în România, educație de 7 ani. Adică dacă îl dai o educație la copilul și se numase copilul ce înseamnă să câștigi banii, adică de cheltuieri foarte ușor, dar și să câștigă cât e greu sau cât e important, multe oameni au banii, dar nu știe să ține banii. Asta am învățat eu și pe pielea mea. Adică, știi să ții banii? Eu nu știu să țin bani. La un moment, și nici nu vreau. La un moment nu știam nici eu și după aia m-am gândit, păi stai puțin, vorba ta, probabil mâine îl ceri ceva, nu neapărat nu știu cine ce știi, dar copil sau tine îl cere. Dar responsabilitatea, faptul că ai devenit tată, da, acesta a fost cere. Momentul în care dar ai început să ții de bani? Dar eu totdeauna vorbesc cu el, de exemplu, îl ceri ceva, păi stai puțin, tu îl ceri, eu îl aduc, dar tu pentru asta trebuie să faci ceva, nu? Adică, cum ar spune românul, vorba lui, la muncă nu l-a întins mâna. Corect. Corect. Așa, aceasta este și educația pe care am primit-o eu de la tata și îl salut în această dimineață. Dacă voiam ceva, îmi spunea întâi, la muncă nu l-a întins mâna. Corect. Și mi-a rămas foarte bine întipărită în minte, dar ce să vezi, muncesc și nu știu să păstrez niciun leu. Eu vă doresc la Dumnezeu să am relații cu copiii mei cum îl doresc. Cum vă dorim toată lumea. Uitați acum când am fost în Turcia, am fost cu familia Bancuța din Constanța. Domnul Cocoș e foarte simpatic, un om interesant, cu caracter, cu punct de vedere al lumii. Are o relație cu copiii lui, deci copiii lui e căsătorit, au copii, dar ei stă în jurul lui tata, știi? Adică dacă bea cafea dimineața, toate băieții vine la el,
B, cafe la el. Dar tot este căsătorit. Tot au familia. O relație extraordinară. Adică mi-mi place, își ține de familia aproape, da. Ceea ce vrei și tu să faci și de altfel. Și ăsta banii nu face. Se face ăsta prin educație. Adică cu banii pentru nu că, se face așa cum se știe, educația se face în familie. Corect. Avem și din buzul după noi, șeful Angelii, spunem noi, băiatul lui Lorenz. Am văzut și respectul. E căsătorit, are copii. E, adică copilul lui este un bunic, dar totuși au respect la tata. Eu am fost mândru, sincer, și vă doresc să fiu cu copiii mei și eu așa. Adică cu până la urmă copiii ne văd pe noi, corect, că ne respectăm părinții, corect, că ne respectăm bunicii, corect, și așa le transmitem și lor. Nu putem la mine, să avem... Care nu are respect în sine, adică dacă eu nu am respect în mine, n-am cum să am respect în sine. Putem să avem pretenții de la cei din jur, pentru că respectă-te, le dăm exemplu pentru a fi respectat. Corect. Pe final, mergem tot în Turcia. Ne cântă Gazi Demirel. La revedere! I'm